S-a trezit în acest oraș. Unde este Hulk? Hulk este foarte nervos. Unde a ajuns Hulk? Trebuie să-i găsesc pe răzbunători să-i distrug că m-am adus aici. Dar până atunci o să încep să distrug orașul acesta. Hulk distruge! Băieți, se pare că am ajuns în orașul G-Mod de care ne-a povestit Spider-Man. Noroc că am reușit să-l trimitem aici pe Hulk după ce a scăpat de sub control. Trebuie să-l găsim pe prietenul lui Spider-Man, domnul Motan, și să ne ajute să-l calmăm pe Hulk, pentru că a scăpat de sub control și nu știm cum să-l mai liniștim. Și când este atât de nervos, este riscul de a deveni mult mai puternic și mai periculos decât atât. Da, într-adevăr, trebuie să mergem și să-l găsim pe domnul Motan, să ne ajute să-l calmăm pe Hulk. Nu trebuia să facem acel experiment cu serul Gamma pe Hulk. Nu contează, ce a fost, a fost. Dacă o să reușim să-l calmăm, va fi bine. Dar dacă nu, s-ar putea ca orașul G-Mod și lumea G-Mod să fie distrusă de puterea lui Hulk. Mamă, bă, într-un final a rămas singur acasă. Mamă, zici, mă distrez astăzi. Mănânc și eu puțin. Beau puțin. Mai mănânc o leacă. Și mă duc să mă uit la televizor, să stau în pat. Bă, să nu fac nimic astăzi. Mama, abia aștept. Ah, ce bine, bă, să stai fără tataia în casă. N-aveți idei cât de frumoasă e viața fără tataia, bă. Ca să nu mă frece la cap, ca să nu-mi zică să fac nu știu ce, să nu mă duc după cumpărături. Bă, să stau efectiv, așa să stau. Să mă uit la televizor, să nu mă mișc. Aici, de aici nu mă mai mișc două zile, gata. Până vine tataia, eu nu mă mai mișc. Când o să vină, o să mă găsească cu rădăcini făcute. Bă, da, stai, bă. Stai așa, la televizor nu arăta că e cu tremur, bă, ce se întâmplă? Auleu, bă, ce se întâmplă? Ce afară? Hulk distruge tot! Bă, ce? Cine e Hulk? Bă, se cutremură pământul când mergi. Bă, cine e afară? Auleu, cine e monstru ăla verde? Bună ziua, nu cumpărăm nimica. Hulk nu vinde nimic. Hulk vrea doar să distrugă. Ha, ha, ha. Motan micust, vino afară să ne jucăm. Ha, ha, ha. Tu ești mic și fragil. Hulk este mare și puternic. Ha, ha. Hai afară. Dacă stau să mă gândesc, nu vreau să vin afară. A, da? Acum vii afară. Băieți, mi-o rupt ușa. Doamne, uite-te în ochișorii mei, cu ce ți-am greșit eu ție? Mă lași o singură zi fără tataia și atunci vine monstrul ăsta să mă bată? Ieși afară, Motanule, acum! Hai să terminăm mai răbdit treaba, lovește-mă! Au! Mamă, bă, îmi distruge și casa acum! Hulk distruge tot! Domnule Motan, te rog, trezește-te, avem nevoie de ajutorul tău. Nu! Unii monstru ăla mare și urât? Unii monstru mare și urât? Mi-a distrus tot în casă. Unde-i? Ah, te referi la prietenul nostru, Hulk? Sunteți prieten cu ăla? Ce ați căutat la mine acasă și de ce mi-a distrus casa? Stai, domnule Motan, să-ți explicăm. Noi suntem prieteni și cu Spider-Man. Poftim? Sunteți prieteni cu Spider-Man? Dar ce căutați aici în lumea G-Mod? Păi, domnule Motan, haide să-ți explic. Am încercat să facem un experiment pe Hulk, să-l facem mai calm. Dar, din păcate, am greșit serul și așa că l-am făcut foarte nervos. Și ca să nu ne distrugă lumea, am decis să-l aducem în lumea G-Mod. Am înțeles, da. Să nu vă distrugă lumea vouă, l-ați adus în lumea mea ca să facă ce? Să o distrugă! Calmează-te, domnule Motan, dacă reușim să-i administrăm serul antinervi, vom reuși să salvăm și lumea G-Mod. Da, bă, da, cum să nu? Că așa se face. Mă duc la el și zic că, domnule Hulk, haideți băgați și dumneavoastră serul ăsta antinervi. Domnule Motan, ascultă-ne, avem nevoie de ajutorul tău. Îți vom da armele necesare și te vei duce să te lupți cu el. Dar de ce eu? Pentru că, domnule Motan, Spider-Man ne-a spus că ești foarte curajos și că ai făcut
foarte multe chestii bune cât a fost el aici. Bă, vă mințit, nu v-a spus faptul că am fost infectat de un simbiot și că erați distrug și o lumea? Ei bine, domnule Mutano, asta nu mai contează, este de domeniul trecutului, dar acum trebuie să ne ajuți, așa că îți voi da costumul meu de Iron Man și te vei lupta cu Hulk. Bine, bă, bine, dar mai întâi, haideți să mergem să pregătim o capcană pentru Hulk, așa că mergem la bebegică. Poftim? De ce trebuie să mergem la bebegică? O să vedeți, o să vedeți. Haideți, mergem la bebegică să pregătim o capcană pentru Hulk. Domnule Motan, ne poți spune ce căutăm la această pizzerie? De ce vrei să-l ademenești pe Hulk cu această pizzerie? Nu înțeleg. Păi bă, fii atent. Pizza e cea mai bună mâncare de pe planetă. Nimeni nu poate rezista la o felie de pizza, așa că o să luăm de aici o pizza de la bebegică, că e cea mai bună pizza din oraș. Chit că e singura pizzerie din oraș, deci nu pot să mă plâng de ea. În fine, trebuie să luăm o felie de pizza și să-l ademenim pe Hulk, pentru că sunt sigur că după ce o distrus tot orașul și casa mea inclusiv, e foarte obosit, așa că trebuie să mă duc, iau o felie de pizza, l-ademenesc și bam, cât mănâncă, băgați serul ăla în el și îl faceți bine și plecați din G-Mod. Domnule Mutan, chiar sună idee bună. Mă întreb oare de ce o fi spus Spider-Man că ești incompetent? Bă, ce-o zis? Nimic, îmi pare foarte rău. Cred că am greșit când am spus asta. Păi așa să zici. Stați-o leac afară cât mă duc eu să vorbesc cu bebegică. Ei, ce cauți în pizzerii? Ți-am zis să nu mai vii în pizzerii până nu-mi plătești alea 70 de pizza pe care le-ai comandat săptămâna trecută. Păi bă, bebegică, trebuie să înțelegi că săptămâna trecută e trecută, așa că săptămâna asta e o săptămână nouă. Trebuie să fac din nou provizii și am venit să mai iau pizza la tine. Nu, în niciun caz, până nu-mi plătești pizza aia pe care ai cumpărat, pe care ai luat-o săptămâna trecută, nu mai iei nicio pizza. Păi bă, trebuie să iau pizza pentru că am nevoie. No, ai nevoie de ce, ți-i prea foame, nu? Bă, și asta, doar că ia uite cine e aici. Ui, domnule Mutan, dar nu mi-ai zis că ai venit cu prieteni. Da, bă, dai cunoști? Da, cum să nu, ei? Ui, mă uitam când eram mic la desene animate și citeam benzi desenate cu ei. O grămadă, ei, când eram mic. Ăsta-i Iron Man, ăsta-i Capitanul America și ăsta-i Pantera Neagră. Păi, băi, chiar îi cunoști. Bună, bebegică. Știu că ești prietenul domnului Motan, așa că avem nevoie de ajutorul tău, te rog, ca să rezolvăm o problemă. Trebuie să-l ademenim pe Hulk cu o bucată de pizza, deci te rugăm frumos, dă-ne o pizza și îți va plăti domnul Motan. Păi bă, dar voi n-aveți bani? Banii noștri nu funcționează aici în G-Mod, domnule Motan, trebuia să înțelegi asta. Hai, de capul meu. Ui, cu cea mai mare plăcere din partea casei. Păi și alea 70 de pizza de săptămâna trecută tot din partea casei? Bă, tu ești bătând cap? Nu! Ești cumva super erou? Nu! Așa că nu! Nu-ți dau din partea casei nimic ții! Doar lor! Na bă, na, ce prieten am și eu! Uite să-ți mersi că te pun să plătești doar pentru 50 și nu pentru 70, că dacă te puneam pentru 70, erai vai de capul tău, trebuia să-ți vinzi și casa! Bine bă, bine, bine! Du-te, fă-ne o pizza și te așteptăm aici, da? Bine, domnule Mutan! Pentru acești super eroi, orice, dar pentru tine nimic niciodată! Fai de capul tău, bebegică, lasă că rămânim noi singuri. Hai da, pregătește pizza și după aia mergem să-l ademenim pe Hulk. Bine, domnule Motan, haide! Domnule Motan, chiar era nevoie să mănânci pizza aia pe drum? Bă, mi-era foame și nu m-am putut abține. Și știu că n-am lăsat nicio felie, dar uite, măcar ați găsit acest hamburger minunat pe care aș vrea să-l mănânc. Nu, domnule Motan, nu te atinge de el. Bă, dar mi-e foame. Domnule Motan, ai mâncat o pizza, nu mai ai ce comenta, gata, trebuie să-l prindem pe Hulk. Dar dacă te uiți în spatele tău, o să vezi că Hulk a devenit mult mai puternic și mai nervos. Hai bă, cât de nervos poate să ajungă Hulk, adică deja era mare, ce poate să fie mai rău decât atât? Ce e ăla? Ăla, domnule Motan, este un Hulk foarte nervos. Seru, unde-i? Îl iau eu, domnule Motan, deci du-te să îi dai acest burger și cât timp mănâncă, noi vom veni din spate și îi vom da serul. Aoleu, bă, ok. Urați-mi succes, băieți, că mă duc la Hulk. Hulk? Hulk distruge orașul! Am un cadou pentru tine. Cadou pentru Hulk?
Ce cadou are motănașul pentru Hulk? Un hamburger. Hamburger? Este foarte mic pentru Hulk. Aruncă-l totuși la mine în mână. Ok. Gata. Este foarte bun, mai vreau. Bă, băieți, bă, ați zis că veniți cu serul. Domnule Motan, avem o problemă. Cred că am pierdut serul pe drum. Auleu, și cum îl calmez acum? Luptă-te cu el puțin, obosește-l. Să mă lupt cu el, a spus. Hulk, nu vreau să fac asta, dar trebuie... Te rog. Au! Hulk, calmează-te! Au! Bă, l-a distrus pe Iron Man instant. Iron Man, pot să-ți iau eu costumul? Da, domnule Motan, ia-mi costumul și luptă-te cu Hulk. Oh. Băieți, am luat costumul lui Iron Man. Hada! Ia de aici! Ia de aici, Hulk! Hai să ne batem, să ne luptăm! Nu veni mai aproape! Mi-e frică! Au! Ia de aici! Ia de aici! Bă, nu-i fac nimica! Hulk, te rog, calmează-te! Motănașule, o să te distrug! Vino cu ace! Bă, Hulk, bă, te rog eu frumos, calmează-te! Dacă-ți cânt ceva frumos, te calmezi? Depinde ce vrei să-i cânti lui Hulk. Uite, știu o melodie care îi calmează pe toată lumea. Să te aud mai repede! Nu mi-e frică de bau-bau. Uite câte gheare are, nu... Lui Hulk nu-i place! Altă melodie! În pădure, la peștana, pe-o crenguță, de tufana frumușel ne cântă cucu, nu l-am auzit de un an. Mai cântă altceva, haide! Ce să-i mai cânt? Viteză manugică, și-a luat mașină mică, roșie ca focul să-i surâdă norocul. Hulk se simte foarte bine, Hulk este foarte calm acum. Lui Hulk îi pare rău că a distrus orașul domnului Motan. Hulk vrea să-ți ceară scuze, domnule Motan. Lasă, bă, Hulk, bă, nu-i nimica, dar du-te înapoi la tine în oraș și te rog frumos să-i distrugi pe toți de acolo, inclusiv pe Iron Man, pe Capitanul America și pe Pantera Neagră, pe toți îi distrugi. Așa da, gândești ca Hulk. Îmi pare rău, domnule Motan, încă o dată și sper să ne mai vedem. Acum Hulk fuge. Bine, bă, Hulk, bă, chiar mi-a părut bine să te cunosc, indiferent că ai distrus orașul sau nu, și așa că îți mulțumesc că ai venit aici, bă. Pentru nimic, domnule Motan, mă duc să îmi bat joc de Iron Man acum. Domnule Motan, ce-ai făcut? Aoleu! Mi-a salvat lumea, G-Mod, bă, că dacă era în baza voastră, mă distrugea pe mine, pe voi și pe toată lumea asta. Și acum l-ai trimis în lumea noastră? Da, normal, bă, că l-am trimis. Așa că, haida, du-te, treci!